Crăciun de poveste. It makes you all jolly. Europa FM, prieteni, familie, muzica sărbătorilor de ieri și de azi. Sunt Mona Nicolici, iar azi citim din primul Crăciun în familie. Într-o seară de iarnă, pe când Pongo și Perdita se uitau la televizor împreună cu puiilor, Roger și Nanny aduseră târâși până în salon un pom uriaș. Era proaspăt și verde. Mirosul de brad umplu camera. Ce se întâmplă? Întrebă Rolly întorcându-se spre mama lui. Stai liniștit, dragul meu, spuse Perdita. Suntem în ajun de Crăciun. E abia începutul. Ajun de Crăciun? Are legătură cu crengile de brad? Vreau să știe Lucky. Pe podeaua acoperită cu ace verzi erau împrăștiate cutii cu globulețe, beteală și ghirlande luminoase. Anita aștepta în salon să-i ajute pe Roger și pe Nanny. Roger atârna de ramuri globurile, iar Anita agăța beteala în pom. Când bradul fu împodobit și camera curățată, Roger apăsă pe întrerupător. Puii rămaseră cu gura căscată. Ghirlandele luminoase și ornamentele împrăștiau în încăpere o strălucire magică. Oamenii chiar se pricepeau să împodobească un brad. În acea noapte, Pongo și Perdita le povestiră puiilor despre Crăciun. În zilele de sărbătoare, oamenii le arată celor dragi cât de mult îi iubesc, spuse Pongo. Le explică și cum oamenii trimit felicitări, fac prăjituri și cântă colinde. Știu că vi se pare ciudat, dar o să îndrăgiți Crăciunul, o să vedeți, zise Perdita. Mai ales oasele de vită rămase de la masa de Crăciun, adăugă Pongo. Oase? Întrebă Patch, brusc, atent. În ajunul Crăciunului, continuă Perdita, după ce toată lumea merge la culcare, oamenii pun cadouri sub brad. Cadouri? Exclamară cățelușii în cor. De ce pun oamenii cadouri sub brad? Întrebă Pepper. Crăciunul e o sărbătoare a darurilor, le spuse Pongo puiilor adunați în jurul lui. Oamenii fac cadouri celor dragi în semn de iubire. O să primim și noi cadouri? Întrebă Rolly. Poate, răspunse Perdita. Anita mi-a dăruit anul trecut o zgardă nouă. Și eu am primit o minge roșie, spuse Pongo. Sper să ne iubească și pe noi cineva, adăugă Penny. Sunteți toți iubiți, indiferent de cadourile de sub brad, îi liniști Perdita. Acum, fuga la culcare. Mâine e o zi mare. În dimineața de Crăciun, puii se treziră cu noaptea în cap și se furișară în salon. Într-adevăr, sub brad erau 10 de cutii împachetate. Ura! Suntem iubiți! Chiui Freckles. Puii se repeziră la teancul de cadouri, aruncau pachetele în toate părțile și sfâșiau cu dinții hârtia colorată în care erau învelite. Ce Crăciun distractiv! Exclamă Rolly în timp ce molfoia niște bucăți de hârtie. Lucky deschise o cutie. Parfum? Spuse el strâmbând din nas. Penny scoase dintr-un pachet o cravată cu buline. N-am și așa destule pete. Freckles ridică o batistă din dantelă. Asta pentru ce e? Întrebă el. Deodată răsunară voci pe hol. Pui își aruncară unii altora priviri alarmate. S-o ștergem de aici, strigă Rolly. O luară la fugă care încotro, ascânzându-se cum puteau mai bine. Pui începură să tremure la auzul pașilor lui Roger. Bărbatul se opri în prag. Ce înseamnă asta? Spuse el. O, vai! Țipă și Anita care îi se alăturase. Perdita, Pongo? Strigă Roger. Unde sunteți? Nu după mult timp, puii auziră zgomot de labe apropiindu-se pe podeaua de lemn. Când intră în cameră, Pongo lotră. Ham! Și Perdita îi ținui sonul. Ham, ham! Puii nu știau ce să mai creadă. Apoi Anita izbucni în râs. Se pare că cineva ne-a dat o labă de ajutor la deschiderea cadourilor, chicotii Roger. Să vezi ce le fac năzdrăvanilor, zise Nanny când intră în cameră și dădu cu ochii de talmeș balmeșul de hârtii rupte și panglici. Oare pe unde or fi? Întrebă Roger cu o sclipire în ochi. Hei, cuțu, cuțu! Mai sunt multe cadouri de desfăcut, spuse Anita clătinând din cap. Aș avea mare nevoie de ajutor. În ascunzătorile lor, puii făcură schimb de priviri, apoi unul câte unul ieșiră tiptil de sub scaune și din spatele canapelei. Se îngrămădiră în jurul pomului în timp ce Roger scotea cadourile de sub brad. Pe ele, băieți și fete!
Căței dădură iama în hârtia de împachetat colorată și în fundele încălcite. Molfăiau cartoanele și se dădeau de-a dura pe hârtiile mototolite. Patch se ascunse într-o cutie goală. Când Lucky dăduse muște din ea, Patch sări în sus și sperie cu un ham. Pongo și Perdita se uitară unul la altul. Ce zici? Ne băgăm și noi? Șopti Pongo. E primul lor Crăciun, răspunse Perdita. Lasă-i să se distreze. Când puii se săturară de tumbe prin hârtia de la cadouri, Anita aduse un coș mare. Ne pare rău, n-am avut timp să le împachetăm, spuse ea. Dar poate va ajunge cât ați muncit pe ziua de azi, adăugă zâmbind. Întinse fiecărui cățeluș câte o jucărie cu piuitoare, iar de pe fundul coșului scoase două pulovere de Crăciun pentru Pongo și Perdita. Anita le-a tricotat, spuse Roger mândru. Seara, după masa de Crăciun, puii erau încă plini de energie. Nu voiau să meargă la culcare. Ne place Crăciunul, declară Pepper. Ne plac jucăriile primite, zise și Rolly. Ne place hârtia de împachetat, adăugă Peci. Țineți minte ce v-am spus despre Crăciun? Îi întrebă Perdita, împingându-i spre coșul unde dormeau. E o sărbătoare a darurilor și a iertării, adăugă Pongo cu blândețe. Ați avut noroc că Roger și Anita nu s-au supărat pe voi că le-ați desfăcut cadourile. Cățelușii își lăsară privirea în podea. Suntem norocoși că avem doi oameni minunați, spuse Perdita încet. E cel mai bun cadou pe care ni l-am putea dori vreodată. Puii își ridicară spre mama lor ochișorii plini de speranță. Suntem iubiți, spuse Penny cu un zâmbet. Fiecare dintre voi e iubit mult de tot, își asigură Perdita puii. Asta înseamnă Crăciunul, zise Pongo. Dar cățelușii nu-l mai auzeau, dormeau adânc. La finalul oricărei povești ne așteaptă o nouă poveste. O descoperim împreună mâine seară la Europa FM.